Stimați telespectatori, bună ziua! Și în această zi de duminică venim în casele dumneavoastră cu reportaje din întreaga Voivodină. Redactorii noștri au colindat prin satele românești și au deschis porțile și inimile oamenilor. O temă de actualitate este depunerea documentelor pentru înscrierea studenților la facultățile din România. Tinerii interesați s-au prezentat duminică, 20 iulie, la Consulatul General din Vârșeț. Pe data de 20 iulie, Comisia Mixtă MAE-MEN a fost prezentă la sediul Consulatului General al României la Vârșeț, unde a preluat dosarele etnicilor români cu sediul stabilit în Serbia, care doresc să studieze în România în anul universitar 2014-2015. Ce școală medie ai terminat? Liceul de chimie la Vârșeț. Ce dorești să înscrii mai departe? Doresc să înscriu Facultatea de Farmacie Victor Babeș la Timișoara. Ai avut un succes bun în școala medie? Da, am avut succes bun, tot pur eminente, 5-0-0. Cred că n-ar trebui să fie probleme acum, vom vedea. Ce facultate vrei să înscrii în România și în ce oraș? Aș doresc să scriu în Timișoara Medicină Generală. De ce? Pentru că asta mă pasionează. Chiar nu știți cum, nu pot să explici unice lucruri care vrei să le faci, dar aia mă pasionează și aia vreau să scriu și mă trudesc să o scriu acum. Doresc să înscriu Facultatea de Farmacie Victor Babeș. Vorbești acasă limba română? Vorbesc limba română și cu tată și cu mama. Pentru că știm că la școala de medicină și chimie ai frecventat cursurile în limba sârbă. Îți este greu să conversezi în limba română? Nu, nici de cum. Ți-ai dorit întotdeauna să studiezi în România sau a fost o decizie în ultimul moment? Nu, dintotdeauna am vrut să studiez în România, chiar în Timișoara, pentru că am fost fascinat de oraș. Și nu pot să-mi imaginez altundeva să studiez. Ce școală medie ai terminat? Gimnazia Borislav Petru Brață. Am terminat cu un succes destul de bun și de-aia concurez la medicină. A fost prima dorință să înscrii această facultate sau ai avut și alte opțiuni? Am și alte opțiuni, dar e prima dorință. Într-o zi importantă pentru viitor, candidații au avut sprijinul părinților. De mic el a spus că vrea să meargă în România la facultate. Și noi doi am fost la Universitatea de Vest ca să vedem acolo cum e situația și lui place și acum o să încerce să vedem ce o să fie. Ați avut emoții împreună astăzi? Nu prea. Potrivit informațiilor primite în acest an, pe lângă documentele specificate în metodologia publicată pe site-ul Ministerului Educației Naționale, candidații au semnat în fața Comisiei preproprie răspundere o declarație privind apartenența etniei române. Păi am avut nevoie de diploma, ceea ce am terminat, am avut nevoie de certificatele toate cu note, cu succese, am avut nevoie de cartea de identitate, de pașaport și așa, acestea sunt cele mai importante. Aveți și alții membri din familie care au studiat până acum la o facultate în România? Nu, el va fi primul. Conform celor declarate de domnul Gheorghe Pascu, membru în comisie, înscrierile au decurs în ritmul prevăzut. Înscrierile au decurs neașteptat de bine, fără niciun fel de intervenții din altă parte, fără niciun fel de blocaje. Candidații s-au prezentat neașteptat de bine. Eu presupun că efortul depus inițial de domnul consul general și de consulatul de aici din Vârșeț a facilitat acest demers foarte, foarte bun. Suntem extrem de mulțumiți de cum au decurs lucrurile. În total au fost acceptate 67 de dosare pentru învățământ universitar și 3 pentru învățământul liceal. O dorință comună a candidaților a fost să poată studia la Timișoara. Multe opțiuni au fost pentru medicină, biologie, științe sociale câteva, teologie, a fost inginerie tehnică, mare parte din candidați dorindu-și să studieze la Timișoara. Comisia a primit documentele, dar unde vor fi repartizați viitorii studenți depinde de succesul lor școlar. Foarte mulți vin cu frică.
I-am văzut tremurând, bățâind. Măi, oameni buni, cine vă sperie ce vă... E viitorul nostru. Asta e foarte adevărat, e viitorul lor. Dar mulți au fost induși cumva de o idee fixă că noi comisia decidem. Or, noi comisia nu decide nimic. Noi primim dosarele care sunt introduse într-un calculator, iar în funcție de medie, calculatorul îi aruncă într-o facultate sau alta. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale www.edu.ro începând cu data de 1 septembrie și vor fi afișate și la sediul Consulatului General al României la Vârșeț. Pentru ca cei care au venit să se simtă mai bine și pentru a le facilita așteptarea, Consulatul General a asigurat mese de sprijin, apă și umbrele de protecție împotriva soarelui. Să-i pui șaua pe spinare, la 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 la, să mergem în șezătoare, la 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 la. Șansător cu iorul-n două, la 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 la, ca să-ți țezi cămașă nouă, la 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 la. Șansător cu iorul-n două, la 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 la, ca să-ți țezi cămașă nouă, la 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 la. Și s-o pui pe dumea ta, măi, la 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 la, atunci când ne-o măsura, măi, la 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 la. Și s-o pui pe dumea ta, măi, la 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 la, atunci când ne-o împunula, măi, la 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 la. Anul acesta, la Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina, se vor prezenta aproximativ 1800 de amatori din satele noastre, Serbia de Răsărit și România. Grebencenii fac ultimele pregătiri pentru buna desfășurare a celei mai mărețe manifestări a românilor de pe aceste meleaguri. Stimați telespectatori, iată-ne la Grebenați. Au mai rămas aproximativ 30 de zile până la ediția de anul acesta al festivalului, ediția 54-a a Marelui Festival de Folclor a Românilor din Voivodina. Așa după cum am spus la Grebenați, festivalul se va desfășura bine, ei sunt buni organizatori. Până în prezent au organizat două ediții ale Festivalului Trompetelor, iar odată au organizat cu succes și Festivalul Copiilor. Iată că acum să vedem ce se întâmplă la Grebenați, până unde s-a ajuns în organizarea ediției de anul acesta a festivalului. Stăm de vorbă cu președintele Comitetului Local de Organizare, domnul Alexandru Șain. Alexandru, bună ziua! Spune-mi, te rog, acum, iată, au rămas 30 de zile. Trebuie, probabil, multe făcute până la începerea ediției de anul acesta a festivalului. Bună ziua! Da, în numele Comitetului Local de Organizare doresc să spun că s-au cam finalizat toate treburile, lucrurile. Încet se va stabili, am rezolvat și cu scena, am rezolvat chiar azi, am avut întâlnire și cu televiziunea Novi Sad, am stabilit unde va fi scena. Așteptăm în jur de 1800 de participanți.
aproape 2000 de participanți. În fiecare zi se vor prezenta în jur de 500 de participanți. Bineînțeles, avem și 8 oaspeți din România, avem din Reșița, din Răcășdia, prietenii noștri de la Slatina Bor, va veni oaspeții soliștii vocalii Maria Didraga și Vasile Conia. Doresc să spun că mult ne-a sprijinit financiar și ajutat Primăria Biserica Albă, Consiliul Național al Minorității Naționale Române, Institutul de Cultură de la Zrenjanin și sursele financiare deja au sosit și o parte din ele, bineînțeles, că s-a și cheltuit. Doresc să mai spun că ne sprijină și sătenii noștri care se găsesc la muncă provizorie în străinătate. Deocamdată ne-au sprijinit localnicii noștri din Suedia. Financiar au făcut o acțiune, o petiție și au adunat surse financiare și ne-au donat cu această ocazie. Pentru noi este totuși, cum să spun, un noroc să facem acest festival din cauza că este de prima dată în istoria satului să organizăm acest mare festival. Este pentru noi o provocare totuși și cred că o să, până la urmă, să ducem la un bun sfârșit această manifestare. Spunem acum, câți oameni s-au angajat până acum și câți vor fi angajați pentru buna desfășurare a festivalului? În Comitetul Local de Organizare avem 25 de membri, unde sunt activați membrii ai comunității locale, toți, apoi toți membrii ai Societății Culturale George Coșbuc și toți profesorii ai Școlii Elementare Mihail Sadoveanu din Grebenaț. Iar în sinea desfășurării a activităților vor fi peste 100 de oameni angajați ca să decurgă cât mai bine. Bine, da.
Societatea culturală din fiecare localitate are un rol însemnat la buna desfășurare a festivalului, mai ales când sunt localnicii care doresc să se pregătească cât mai bine pentru a evolua pe scena de vară din această localitate. Stăm de vorbă acum cu dirijorul Societății culturale, Ion Blaj, președintele Societății culturale, Ion Blaj, Societății culturale George Coșbuc din această localitate. Acum, când ați auzit atunci că veți organiza festivalul, desigur că au început pregătirile. Da, din prima zi când am auzit, am început cu pregătirile, imediat am făcut comitetul de organizare, am împărțit lucrurile ca să poată să meargă, să ajungem la un bun sfârșit. Și cu ce se va prezenta Societatea culturală? Societatea culturală se va prezenta cu fanfara, folclor și trei cântăreți. Aici sunt încadrați probabil mulți dineri din sat și elevi. Da, da. Să spun, chiar tot satul e angajat. Câți membri aveți la Societatea Culturală George Coșbuc? 35. Și ce dansuri ați montat pentru festivalul de anul acesta? Anul acesta am pregătit dansuri cu coreograf din România, dansuri de pe Valea Cărașului, care unde suntem și noi încadrați în Valea Cărașului cu dansurile acelea. Da. Și spuneți acum, colaborați bine cu o societate culturală din România. Ei vor fi și oaspeții acestei societăți de la voi, nu? Da, cu Societatea Voința din Recășdia colaborăm înapoi cu 10 ani, dacă mai bine. În fiecare an vine la noi la Nigeie, noi la Rugămești, la Nigeie, la ei și așa avem colaborări. Deci o colaborare reciprocă, da. Așa e. Și acum și fanfara se va prezenta tot pe scena de vară a festivalului. Da, anul acesta, fiindcă avem fanfara în satul nostru și organizăm noi, am cerut la programul inaugural ca să participe și fanfara anul acesta. Lor. Toată lumea vrea să moră, să rămână mândra lor. Dă-i, Ana, Ana, țucuță, ochii și-o sprâșoană. Dă-i, Ana, Ana, foarte zgribișoană. Mândra lor nu-i rămâne, că de moră iau cu mine. Mândra lor nu-i rămâne, că de moră iau cu mine. Dă-i, Ana, Ana, țucuță, ochii și-o sprâșoană. Dă-i, Ana, Ana, fată zgribișoană. Vai mândruță, satu-i plin, că noi doi ni iubim. Vai mândruță, satu-i plin, că noi doi ni iubim. Ei, Ana, Ana, țucuță, ochii și-o sprâșoană. Ei, Ana, Ana, fată zgribișoană. Eu de cine nu mă las, fie mândru prin șerați, eu de cine nu mă las. Ei, Ana, Ana, țucuță, ochii și-o sprâșoană. Ei, Ana, Ana, fată zgribișoană. Ei, Ana, Ana, țucuță, ochii și-o sprâșoană. Ei, Ana, Ana, fată zgribișoană. Utilizarea eficientă a metodelor de protecție a plantelor contribuie la majorarea producției culturilor. În acest sens, doamna Eleonora Onciu Iovanovici, specialist în protecția plantelor, oferă câteva sfaturi și îndrumări. Serviciul de consultanță agricolă Padinska Schela aparține sistemului de consultanțe așezate pe zone în întreaga țară. Există aproximativ vreo 30 de întreprinderi care oferă acest tip de servicii. Beneficiarii serviciilor de consultanță sunt producătorii agricoli, în special micii producători care trebuie sprijiniți să treacă de la stadiul de agricultură de subzistență la stadiul de fermă de tip familial cu caracter comercial. Tot așa și fermierii mijlocii care au un potențial pentru dezvoltarea exploatației să se adapteze și la diversificarea producției în scopul creșterii profitului.
Acest serviciu funcționează cu ajutorul Ministerului Agriculturii, iar consultanța se acordă în domeniile producția vegetală, legumicultura, producție zootehnică, agricultură ecologică, agroturism, legislație, accesarea subvențiilor și fondurilor din partea Ministerului Agriculturii, etc. Activități organizate și serviciile oferite de noi sunt popularizare și promovare prin postul de radio, TV și ziare, asistența tehnică de specialitate, cursuri de instruire producătorilor agricoli în timpul iernii și altele. Doamna Eleonora Onciu Jovanović este de origine din Ovcea. Consătenii ei deseori vin la ea după sfaturi. Cu mare plăcere îi ajută și le iasă în întâmpinare. Toată cariera mea profesională constă în faptul că am fost angajată în calitate de tehnolog pentru producția plantelor la o fermă a întreprinderii PKB pe o suprafață de 2500 de hectare, 12 ani. În această perioadă am dat sfaturi din specialitatea mea, protecția plantelor, din plăcere, în primul rând, consătenilor mei și nu numai. Protecția plantelor contribuie la creșterea producțiilor culturilor agricole și la îmbunătățirea calității recoltei. Sfaturile principale pe care le dăm agricultorilor în domeniul protecției plantelor sunt mai mult despre aplicarea erbicidelor și în special în cultura mare, adică la porumb, la grâu, termenul când se aplică erbicidele. De obicei ieșim pe teren și în funcție de situația care o avem de îmburuienare, se dă un sfat când și cum trebuie ca să se aplice erbicidele. Concret, anul acesta, ce se întâmplă? Anul acesta, fiindcă au fost precipitații mari, în schimb cu anii înainte, s-a întâmplat îmbăltirea parcelelor, unde a stat porumbul, grâul și floarea soarelui, soia și alte culturi, mult în apă, mai multe zile, așa că s-a întâmplat caz de apariția bolilor la grâu. Tot așa, porumbul a fost îmburuienat și dacă s-a făcut tratamentul cu erbicide. Fiindcă după o perioadă de îmbăltire și frig și după aceea cald, s-a întâmplat că au fost ploi care au ajutat culturile să înainteze. Putem spune că afară de recolta grâului care a fost mai mică din partea bolilor, la porumb și celelalte prășitoare de primăvară, putem spune că se așteaptă o recoltă mai bună. Pentru a avea o recoltă cât mai bună, agricultorii trebuie să aplice cele mai noi tehnologii. În activitatea noastră avem și organizarea loturilor cu diferite soiuri sau hibrizi, dacă este vorba de grâu sau porumb sau floarea soarelui, în care noi vrem ca să le demonstrăm la agricultori însușirile diferitor specii de și hibrizi sau soiuri din diferite întreprinderi care se ocupă cu producerea semințelor, însușirile morfogenetice și capacitatea de producție. Doamna magistru a mai subliniat. Îndrumăm agricultorii ca să se asocieze, fiindcă în Serbia agricultorii se ocupă cu agricultura pe suprafețe foarte mici, ca să poată mai ușor să se ocupe cu producția și să iese pe piață, trebuie ca să facă asociații de agricultori. La noi asta încă nu este așa de dezvoltat ca în Europa, unde în general agricultorii s-au asociat. Să-și rata bate cu, la 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 la
Hai, hai, ia așa, și mi-e drag să ziu cu el, dacă așa, măi. La jocurile sportive Sătești Cupa Libertății la mini-fotbal seniori, turneul final, Seleuș 2014, în lupta pentru trofeu și-au dat concursul 4 echipe. Din cadrul centrelor de calificare care recent au avut loc la Petrovăsâla, Iancaid și Râtișor, sâmbătă 26 iulie la Seleuș s-a desfășurat turneul final al Olimpiadei noastre Sătești Cupa Libertății la mini-fotbal. Pentru trofeul transmisibil al săptămânalului Libertatea au evoluat echipele din Iancaid, Râtișor, Alibunar și localitatea gazdă Seleuș. Eu în genere pot fi mulțumit cu cele întâmplate și desfășurate pe scena Cupei Libertății când este vorba despre mini-fotbalul la seniori. A existat și mici probleme, să spunem, unele neînțelegeri, însă totuși eu am considerat și oamenii din comisiile de specialitate că regulamentul nostru trebuie respectat până în prezent și noi am respectat acest regulament. În primul meci semifinal, fotbaliștii din Alibunar s-au arătat mai calitativi decât echipa din Râtișor, calificându-se în finală cu un scor categoric de 6-1. În semifinala a doua, între echipele din Iancaid și Seleuș, am urmărit un meci foarte calitativ, cu multe ratări și plin de incertitudine, scor final fiind 1-1, iar în urma loviturilor de departajare, iancaizenii au fost puțin mai norocoși decât gazdele, învingând cu 3-2 și calificându-se în finală. În meciul pentru locul 3, gazdele dispun de Râtișoreni cu 2-0. Turneu foarte bine organizat, succes la gazde, adică la Alibunaren în continuare. Am suferit o înfrângere, deși n-am avut prea mult noroc, dar au fost echipe mai bune decât noi, sincer să fiu. Pentru locul 3 nu am mai avut putere de nimic și astăzi pare rău că am pierdut, dar asta e fotbalul. Ce s-a întâmplat? N-ați avut noroc în semifinală, la egalitate, după aceea la penaltiuri? Păi da, s-au retras echipa din Iancovo, s-au retras cu totul în 9 metri, n-am putut să dăm gol, ne-au dat gol, ei au început cu rezultatul la 0-1 și după aia Emanuel a dat golul și după aia la penalti ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Echipa mea bună, Iancu Mostu, a câștigat. Dar totuși locul 3 este un succes, nu? Da, totuși locul 3, cum nu? Locul 3 ca locul 3. Am câștigat pe Rătișor 2-0. Finala s-a așteptat cu mare nerăbdare de ambele echipe. Alibunărenii, deținătorii cupei din anul precedent, deschid scorul în prima fază a meciului. Fotbaliștii din Iancaid nu au căzut psihic și, purtați de suporterii lor, reușesc să revină și egalează printr-un autogol după o greșeală a portarului alibunărean. A urmat apoi un joc deschis cu multe ratări de gol de ambele părți, scorul final fiind 1-1. După chiar 7 serii de lovituri de departajare, alibunărenii cuceresc din nou titlul de campioni ai Cupei Libertății. Ce să zic? Nu mai am putere de nimic. Au fost finalele, ce să spun. N-am avut noroc să învingem la capăt. S-a terminat așa cum s-a terminat. Pentru noi și asta. Mare lucru că am făcut așa ceva. Suntem sat foarte mic. E bun. Alibunărenii au condus cu 1-0, după aceea, după o greșeală, și-au dat autogol, ați reușit să rezistați, dar totuși finala e finală. Da, ne-am întors în meci, dar n-am putut să întoarcem rezultatul și s-a terminat așa cum s-a terminat. Ați avut ocazii, în ultimele minute ați avut 2 ratări. Da, n-am avut noroc să dăm gol, s-a terminat așa cu loveturile de la 11 metri. Echipa din Alibunar a cucerit de la lovituri de la 7 metri.
impresiile mele că și echipa din Ian Comos la fel a jucat de bine, dar norocul a fost de partea libunerenilor și au cucerit cupa. Un juriu de specialitate alcătuit din foștii jucători și oameni sportivi ai Olimpiadei noastre sătești au decis ca cel mai bun portar al turneului să fie desemnat Vania Ivanov din Iancaid, cel mai bun jucător Boris Clobeț din Alibunar, iar golgheterul turneului a fost Goran Ilic, tot din Alibunar. Cupa merge mai departe. Asta, cine dorește să vină, lasă vină, sunt așteptați, urmează o pauză, iar după aceea încep competițiile veteranilor și după, la finele anului, ne așteaptă marea competiție, să spunem, care organizăm împreună cu Radio Televiziunea Voivodinei, redacțiile în limba română, deci Cupa Prieteniei la Șah Fulger. Gazdele seleușenii au făcut lucruri frumoase și au organizat, să spun, la nivel această manifestare. În încheiere trebuie spus că seleușenii s-au arătat a fi gazde bune la organizarea acestui turneu, iar ediția din acest an al turneului final se încadrează și în marcarea jubileului de 100 de ani a fotbalului seleușean. Campionatul european de tenis de masă pentru cadeți și juniori, care s-a desfășurat la Riva del Garda în Italia, s-a încheiat duminică 20 iulie, iar selecționata Serbiei și-a trecut în palmares două medalii deosebit de valoroase. La campionatul european de tenis de masă, care a avut loc în Italia, jucătoarele clubului de tenis de masă Unirea din Uzdin, Izabela Lupulescu și Sabina Șurian, au cucerit două medalii de bronz. Succesul este și mai mare, având în vedere faptul că acestea sunt primele medalii obținute pentru Serbia la campionatul european pentru cadeți după 12 ani. A fost în Italia, în Riva del Garda, a durat 10 zile. Primele 5 zile s-a jucat echipele, unde am pierdut în primele 16, adică am luat poziția 10. Cu toate că s-a așteptat de la noi la echipe să intrăm în primele 4, nu știu ce s-a întâmplat, dar meciul cu Ungaria am pierdut 3-2. M-a trebuit un pic, cât mai multă vreme, ca să trec peste meciul ăla. Și apoi la individual am intrat în primii 3. Este un rezultat foarte mare și sunt foarte mulțumită cu mine. La dublu cu Sabina Șurian am intrat în primele 3, am ocupat locul 3. Cu toate că aia s-a așteptat, am avut puțin mai ușor pentru 4. Am învins pe 2 din Spania. Iar la individual pentru 4 am învins pe Rusaica Coliș, care este în fața mea pe clasamentul european, dar sunt foarte fericită, nu știu ce să mai zic. Este a treia oară că participă la europene. A fost în Austria, apoi în Cehia, unde împreună cu echipa națională s-a clasat pe locul 3 și iată anul acesta în Italia. Marea sa colecție de medalii și cupe a împrospătat-o cu încă două deosebit de valoroase. La individual am intrat în primele 4, am pierdut în semifinala de la Lung Lisa o fată din Belgia, care este locul 2 pe clasamentul european, cu totuși că ea antrenează 6 ore și antrenează în China. Am jucat foarte, foarte bun meci. Sunt foarte fericită și cu toate că am avut nefericirea să cad în Polonia, un concurs înainte de europene, și am făcut o pauză de 20 zile, am reușit să intru în 4 și sunt foarte, foarte fericită. La dublu, împreună cu Sabina Șurian, am ocupat locul 3. În semifinală am pierdut de la Diaconu și Lung Lisa, care sunt pe clasamentul european locul 1 și 2. Ele au și câștigat concursul și asta e. Ocupă locul 5 pe ranglista europeană la cadete, chiar dacă nu sunt luate în considerare punctele obținute la campionatul european. Urmează puțin odihnă pentru că apoi din nou să înceapă cu antrenamentele.
pe parcurs. Mă duc la mare 10 zile ca să am puțină vacanță. Apoi vor începe pregătirile pentru ligă, pentru că am intrat în Superliga. Atunci trebuie, adică joc top 10 al Europa și sper că o să reușesc ca să intru în reprezentația, în lotul Europei și ca să joc World Cadet Championship, să reprezint Europa. World Cadet Challenge, turneul pe insula Barbados, care va avea loc în perioada 23 octombrie-1 noiembrie, este un turneu foarte important pentru Isabela și va fi onorată dacă va primi invitația de a participa, deoarece adună aproximativ 100 de tineri până la vârsta de 15 ani din Europa, Africa, Asia, Oceania, America Latină și de Nord. Fiecare continent va fi reprezentat de 4 jucătoare, iar noi rămânem cu speranța că Isabela va fi una din cele 4. Când s-a terminat meciurile pe echipă, a venit mama, părinții mei, antrenorul meu, Lupulescu Nicolae, și am fost susținere foarte multă, m-a dat putere să joc mai bine și mai mult curaj și cred că fără antrenorul meu, asta nimic nu aș fi realizat eu singură de mine. Succesul realizat în Italia este ceva deosebit atât pentru Isabela cât și pentru selecționata de cadeți a Serbiei. Având în vedere concurența, dar și spațiul acordat tenisului de masă, atât în mass media cât și pentru finanțarea lui. Ceea ce faci cu mâna ta cuprinde și o părticică din sufletul tău. În minutele ce urmează vă prezentăm o pasiune, am zice, neobișnuită. Confecționarea de încălțăminte prin croșetare. Am venit la Torac în urmă cu 24 de ani, într-o zi de august. Atunci am trecut pentru prima dată podul spre Torac. Mi-a plăcut. Codruța Savu din Torac, originară din România, confecționează cu maestrie lucruri despre care putem spune că sunt adevărate opere de artă. Din anii copilăriei a îndrăgit croșetatul și lucrurile de mână. Lucrurile de mână au fost și sunt o pasiune. Pur și simplu o pasiune. Am 44 de ani și în vremea adolescenței mele nu exista la România televizor și foarte puține emisiuni la care să te poți uita. Și atunci, din plictiseală, am citit foarte mult și am început să lucrez lucruri de mână. Am început pe vremea adolescenței mele, se purtau foarte mult puloverele tricotate. Am făcut fel de fel de pulovere cu diferite modele. Când am venit aici în Torac, am descoperit cipca. Foarte multă lume lucra cipca. M-a învățat soacra mea, căruia îi mulțumesc, și am făcut multe, zeci de modele, să nu spun suta, dar multe, multe de tot, ani de-a rândul. La un moment dat m-am plictisit. Am vrut ceva mai nou. Am învățat să lucrez macrameu, se lucrează mult mai greu, este mult mai migălos. În schimb, este mult mai de efect, mult mai prețuit. Actualmente am vrut să încerc ceva nou, ceva ce n-a mai făcut nimeni. Eu cred, dar de fapt sunt sigură că aici în Serbia sau fosta Iugoslavie, deocamdată nimeni nu lucrează ceea ce lucrez eu. Am văzut o pereche de șlapi pe internet, erau făcute de niște rusoaice. Am zis, știu să țin croșeta în mână. Trebuie să încerc, trebuie să le fac, mi-au plăcut foarte mult.
Am încercat. Prima pereche de șlap cred că am făcut-o și desfăcut-o de N ori. Dar până la urmă mi-a reușit. Tot așa, răsfoind pe internet, doamna Savu a văzut o pereche de cizme făcute de columbiene, ceea ce pentru ea a devenit o nouă provocare. Așa a început o altă perioadă a lucrului de mână. Am început cu cizmulițe, cu cizmulițe de iarnă, cu cizmulițe de vară, cu cizmulițe pentru fuste, cizmulițe pentru pantalon. Se apropia primăvara. Am făcut și sandale, am făcut espadrile, am făcut saboții. Deci am încercat totul, până acum mi-a reușit. Ajutor nu am primit de la nimeni, pentru că fiind un job nou, să spun așa, este foarte căutat. Nimeni nu vrea să îți deie secretele, nu vrea să ți le împărtășească. Și o singură doamnă, care văzând că știu deja să lucrez așa ceva, mi-a spus acele mărunțișuri care fac, deci cireașa de pe tort, deci finalul, ca cizmulițele să fie purtabile, ca să nu iasă din picior, ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Și îi mulțumesc pe această cale acelei doamne. Și așa, încetişor, încetişor am reușit să procur tălpi, să-mi procur ață, să mă perfecționez. Spuneți și nouă de unde procurați sigur materialul? Da. Da, sigur că da. Tălpile le pot procura deocamdată, ceea ce știu eu și cât am căutat eu, de la o firmă de tălpi și accesorii pentru încălțăminte de la Cluj. Este singura care livrează și în detail, numai în gro. Este o doamnă extraordinară care m-a și sfătuit, neavând posibilitatea de le vedea. Deci le cumpăram de pe internet după poză. Talpa trebuie să fie puțin ridicată ca să se poată lucra direct cu croșeta. Deci nu merge orice fel de tălp. Trebuie să fie moale, elastică. Înăuntru vin branțuri. Prima dată vine un branț de termoizolant pentru cizme, iar apoi vine un branț de fetru și deasupra, pentru persoanele care sunt mai sensibile, se lipește un branț de piele. Deci, sunt purtabile, nu ți este frig în ele. Firele, așa cum v-am spus, sunt bumbacul. Este cel mai bun. Este bumbac de diferite grosimi. Bumbacul panglică se numește. Este cel perfect pentru genți și cizme. Are o ținută impecabilă. Nu cade, deci are ținuta care îi este stă cizma. Acesta îl procur tot din România, dar este importat din Italia. Este destul de scump. Când am făcut, prima dată am postat și eu o poză cu încălțămintea. Au fost 10 de persoane care mi-au trimis mesaje sau mail-uri și mă întrebau cum se comportă talpa, cât rezistă, dar rezistă o săptămână, dar rezistă o lună. Pot să vă spun așa, am o pereche de cizme care le-am purtat, este prima mea pereche de cizme, care le-am făcut pentru mine. Pot să vă spun că le-am purtat o iarnă întreagă, având norocul de a fi o iarnă caldă, nu cu foarte multă ninsoare. Deci, se pot purta
oricât și oriunde, în afară, în schimb, să nu fie umezeală. Prima comandă a fost, de fapt, o pereche de șlapi care a mers aici, la noi, în Serbia, la o persoană dragă mie sufletește și a fost foarte, foarte încântată de ei. Apoi, ca și cizme, o primă comandă a mers în Arad, în România. Doamna, având probleme la picioare, deci am luat, când se face o comandă, se ia exact dimensiunile, înălțimea, lungimea, grosimea pulpei, înălțimea dorită, modelul dorit. Doamna, având probleme cu picioarele, având varice și puțin piciorul deformat, prima și pentru prima dată mi-a cerut o pereche de sandale. Ea, neputând să poarte pantofi cu toc. Am lucrat pe o talpă de plută, le poartă de 3 luni de zile, aproape zilnic. Este foarte încântată că a reușit în sfârșit, după atâția amar de ani, să poarte tocuri. Acea doamnă, ieșind în oraș, văzând prietenele, au început comenzile. Deci cine vede cum se comportă la purtat și la cât este de comod pe picior, pentru că comoditatea contează foarte mult, așa au venit comenzile. Doamna Savu ne-a descoperit cum a reușit să transforme pasiunea într-o mică afacere, care, sperăm, v-a intrigat să inițiați și dumneavoastră o afacere. În sud-estul Banatului, în apropierea dunelor de nisip ale Deliblății, se află rezervatul special al naturii Kraljevac. În acest spațiu se pot întâlni și unele specii rare de păsări. În favoarea turismului rural se pronunță din ce în ce mai mulți oameni care optează pentru liniște, întoarcere la natură, la viața și obiceiurile tradiționale. Deliblata este un punct atrăgător pentru iubitorii mediului rural. Satul se află în imediată apropiere a dunelor de nisip ale Deliblății, rezervație naturală neafectată de poluanți, de o frumusețe deosebită, și a lacului Kraljevac, arie naturală protejată, unde pot fi întâlnite specii de faună și floră pe cale de dispariție. De 23 de ani sunt aici în Deliblata și tot timpul m-am gândit oare cum se poate într-un loc atât de minunat și să nu se întâmple nimic în ce privește turismul. Înspre fericire și din fericire sunt câțiva ani de când s-au înființat câteva asociații de turism, cum este și aceasta unde ne aflăm acum, e Asociația Pescarilor Sportivi Deliblatsko Jezero, unde se organizează competiții internaționale. De când eu știu de lacul ăsta, nici când nu s-au ocupat oamenii nici de turism, nimic. Acum este 10-15 ani, au început aranjat lacul, când nici nu au știut ce au în sat. Scopul Asociației Pescarilor Sportivi de Deliblatsko Jezero este de a activa în domeniul pescuitului recreativ, sportiv și de competiție. Grupa građana 2002. Godine iz Deliblata okupila se s jednom namerom da sačuva ove prirodne lepote Deliblatskog jezera. Organizovali smo udruženje sportskih ribolovaca da bi 2003. godine dobili od vlade Republike Srbije kao upravljači. Rezerva se sastoji iz više celina, znači jedna od celine, znači ovo jezero, znači koje se ovdje vidi, znači zatim je sljedeća celina Vašarište, Lesna Zaravan, Spasovina. To bi bilo to. Površina ukupna rezervata je 265 hektara, od toga 162 hektara je vodena površina, na kome je dozvoljena ribolov na 120 hektara površine. Asociacija respektiva kontribuje la protežarea biodiversității akvatice și prevenirea distrugerii fondului piscicol, promovând metoda de pescuit, prinde și eliberează. Pescar sportiv înțelege că când prind peștele, îl liberează înapoi, tot peștele. Au voie să se ducă acasă, somn, șălău, șciucă, ten, caras, plătică, aia au voie să ducă până la 5 kg o zi de pescuit.
Este și pescar care pescuiesc și noaptea și aia se plătește, 500 de dinari noaptea, care sunt mai mulți crapiști care prind. Asociația Deli Blățcoiezero promovează turismul rural și prin stabilirea parteneriatelor cu alte asociații similare în baza proiectelor transfrontaliere. Radimo sad jedan program međugraničnu saradnju sa Rumunijom i nadam se da ćemo u narednih 2-3 godine da dobijemo neka finansijska sredstva upravo kako bi unapredili znači, što bolju zaštitu i razvijemo seoski turizam. Sunt mulți pescari, se spun că vin și din România și din alte țările, din Austria, din Germania, din Macedonia și din alte părți. Dar mai mult sunt de aici, din Serbia. Nema ljudi, čista priroda, to je to. Lepota prirode koju samo treba čuvati. Eto, to mislim. Hvala. Ja sam ih provozao po celom jezeru, znači do brane, do velikog ostrva koje šeta, do mrestilišta i nast. Mă bucur că s-au organizat și oamenii de aici din Deli Blata, sunt deschise câteva pansiuni unde primesc turiști. E un loc foarte frumos și, într-adevăr, e păcat să nu se știe, să nu se vadă un loc atât de minunat și oamenii sunt primitori. Îmi place mult aici. Radom za ovih prethodnih 10 godina uspeli smo da sačuvamo ovu prirodnu lepotu, da izgradimo ovaj informativni centar, gde imamo smešteni kapacitet za 20-ak ljudi, imamo 4 četvorokrevetne sobe i 4 dvokrevetne sobe. Svako patimo namera nam je da ovde razbijemo sportski turizam, jer sve više ima pecaroša koji imaju nameru da dolaze ovde i da uživaju u ovim prirodnim lepotama. Imamo kako pecaroša, tako imamo ljubitelja prirode. Insulele plutitoare sunt locuri de cuibărire a multor specii de păsări, printre care rațe, cocostârci, corcodei, lișițe și multe păsări cântătoare. Și totodată, habitat al unor mamifere precum vidra. Colectarea apei în lac se face din pânza de ape subterane și doar în mică măsură din apele atmosferice. În 1983 i făcut lac. Din trei bălți, Simița, Vlașca Vodenița și, cum spunem noi, Rit. În 1983 i ridicat digul. Înapoi de mine, în spatele, e ridicat digul și izvoarele care sunt în lac, ori adus apa, nu, ori și s-a ridicat nivoul de apă și acum nivoul de apă e 2 metri jumătate pe toate bate, dar este părți unde și e adâncă apă. Koliko traje sezona? Pa kreće negde od, v zavisnosti od vremena, negde je to druga polovina februara i do negde kraja novembra, otprilike do leda, znači grabljivica jede do samog leda. Această rezervație naturală are o importanță deosebită, fiind situată la mică distanță de capitală și preferată ca zonă de ecoturism. Planiramo da ovaj centar aktiviramo, onda planiramo da uradimo jednu pešačku stazu u okviru jezera i tamo ćemo na onom delu Spasovine da